Ianca, dacă ar fi să te descrii în 60 de secunde, ce ai spune despre tine? Mă numesc Bianca Maria Careman, am 18 ani, sunt o fire extrem de ambițioasă, muncitoare, sunt campioană națională la echitație, am fost în anul 2018 și 2017. Aș putea să spun că iubesc să ajut oamenii din jurul meu și sunt deschisă către orice este nou. Un lucru foarte important de spus în descrierea ta, eu l-aș adăuga, fostă absolventă Montessori House Timișoara. Ce a însemnat Montessori pentru tine? Pentru mine Montessori a însemnat acasă, a însemnat locul în care pot să mă dezvolt atât intelectual cât și spiritual. A fost casa în care părinții mi erau pedagogii, iar frații colegii. Știu că ai fost o perioadă, cred că, dacă mi-aduc bine aminte, doar până în clasa 6. Astăzi stau de vorbă cu tine și nu pot să spun decât felicitări, pentru că e a doua zi după rezultatul de la bacalaureat. Felicitări! Cum a fost integrarea ta în sistemul alternativ Montessori, în sistemul de educație tradițional? Aș putea spune că nu a fost o trecere greoaie. Am fost într-adevăr susținută și de colegii de la cealaltă școală, însă întotdeauna am avut un fel de regret că am plecat de la Montessori pentru că mi-era dor de tot ce se întâmplă și se întâmplă aici. Care este elevul ideal, după părerea ta? Nu cred că există un elev ideal. Cred că elevul ajunge la performanță atunci când factorii, părinții și școala lucrează foarte bine împreună. Consider că părintele este extraordinar de important. Avem câteva exemple la noi la școală în care părinții sunt total absenți din viața copilului și acest lucru se vede și în rezultatele lui, și în parcursul lui, și în comportament, în tot ceea ce face. Care este profesorul ideal, după părerea ta? Profesorul ideal este acela care îți deschide o nouă viziune și te lasă pe tine să înțelegi materia sau ceea ce trebuie să înveți, te învață până într-un anumit punct, iar după aceea tu ar trebui să fii capabil să acumulezi și să înțelegi ceea ce încearcă să-ți explice. Care au fost diferențele pe care tu le-ai simțit personal atunci când te-ai transferat de la un sistem alternativ de educație către un sistem național de stat? Cred că cea mai mare diferență este legată de colectiv. La Montessori, chiar dacă ești diferit, reușești mereu să te integrezi, ești acceptat și toată lumea încearcă să găsească punctele forte în orice persoană. În schimb, la o școală de stat am întâlnit multe cazuri în care un copil special este lăsat efectiv deoparte. Cel mai mare test din viața mea a fost să mă mut de la Montessori la o școală de stat. Cum aș putea să-l descriu? A fost o perioadă dură, chiar a fost o perioadă dură, în care a trebuit să mă regăsesc în primul rând pe mine și să găsesc puterea pentru a face această mare schimbare. Care sunt cele trei motive pentru care ai recomanda Montessori? Aș recomanda Montessori pentru că deschide noi viziuni, te învață să respecti lumea din jurul tău, dar te învață să te respecti și pe tine. Și aș mai recomanda Montessori pentru că este locul în care orice copil își poate trăi copilăria la maximum. Dacă ar fi să vorbim despre diferențele observate de tine între profesorii, pedagogii pe care i-ai avut la Montessori, respectiv profesorii dascăli din sistemul tradițional, ce diferențe ai observat?
Există foarte multe diferențe. În primul rând, un dascăl, un pedagog la Montessori, este persoana care îți arată materialul, îți prezintă subiectul, dar apoi te lasă pe tine să dezvolți, să înțelegi, să ajungi la excelență. În schimb, la o școală tradițională, la o școală de stat, profesorul este cel care îți arată de la A la Z tot ceea ce trebuie să știi și intervine un fel de monotonie, pentru că nu mai ai satisfacția de a găsi singuri răspunsuri și întotdeauna mă simțeam extraordinar de importantă atunci când aflam lucruri noi și acest lucru este foarte important pentru orice copil. Ce diferențe ai văzut și ai simțit între elevi, de exemplu? Între elevii de la Montessori, cum era aici și cum a fost acolo? Da, la Montessori nu pot să-mi explic exact de ce. Elevii sunt mult mai uniți. Orice s-ar întâmpla, acceptă persoana de lângă el. Probabil și pedagogii învață copiii acest lucru. În schimb, la o școală de stat, un copil poate avea mult de suferit, deoarece este diferit față de ceilalți. Cum poate un mediu de educație să influențeze caracterul unui copil? Este foarte important ca mediul și copilul să poată să fie activ. Pentru că nu cred că îi face plăcere oricărui individ să stea de la ora 8 dimineața până la ora 2-3 după amiază într-o bancă, să nu se miște, să nu poată să se exprime. Într-adevăr, la Montessori te exprimi, însă și această exprimare este bazată pe respect, nu se încalcă regulile, profesorul este cel care inițiază discuțiile, iar apoi totul decurge așa cum ar trebui să decurgă în orice societate. Cred că Montessori te pregătește pentru viitoarea ta carieră și profesie. Spune-mi despre următorul tău pas în cariera ta. Următorul meu pas este să merg la facultate, la o universitate în Olanda. Voi studia management hotelier și îmi doresc să continui marea mea pasiune, călăria. Aș putea să te întreb despre emoțiile interviului de acceptare la universitate? Da, au existat emoții. Am fost la o zi în Olanda în care testau limba engleză, doreau să știe dacă ești potrivit pentru ceea ce îți dorești să faci. Am avut și un interviu. Într-adevăr, restul concurenților, pentru că eram aproximativ 4 elevi pe un loc, erau foarte bine pregătiți, aveau foarte multă experiență și, sincer, am crezut că nu am foarte mari șanse în momentul în care am fost acolo, pentru că, cum am zis, erau extraordinar de bine pregătiți. Iar după o perioadă m-am liniștit, am primit mail-ul mult așteptat și mi-au zis ești acceptată la facultate. Am fost foarte bucuroasă. Unde te vezi peste 7-10 ani de acum înainte? Peste 7-10 ani mă văd înapoi în România, doresc să mă întorc acasă și doresc să fiu un manager de succes. Dacă ar fi să descrii 3 calități ale unui lider, care ar fi acestea? Un lider trebuie să știe să asculte, să înțeleagă nevoile celorlalți. Un lider este omul care poate să inițieze o discuție. Și, într-adevăr, un lider este omul care trebuie să fie cel mai ambițios și să muncească cel mai mult dintr-o instituție. Dacă ar fi să dai un sfat viitorilor părinți care stau în cumpănă să aleagă Montessori ca și sistem alternativ de educație pentru copiii lor sau nu, ce le-i spune tu? Le-aș spune că ar putea să aibă încredere în pedagogi, în Montessori,
le-aș spune că pot vedea rezultatele celor care au terminat Montessori, se pot interesa și le pot promite faptul că nu vor regreta nimic din ce se întâmplă în acest sistem de învățământ. Mulțumim, Bianca, și îți dorim mult succes în continuare. Și eu mulțumesc.